Mă bucur că am prilejul să particip la prezentarea cărții unuia dintre colegii mei de la Arma, care m-a consacrat, care m-a creat cadrul propice pentru devenirea mea profesională și militară până la ceea ce sunt astăzi. Cât privește lucrarea aceasta, apreciez că este o lucrare de o certă valoare științifică, o lucrare de substanță care se referă la unul dintre episoadele dramatice din istoria poporului român. Este vorba despre fatidicul anul 1940, când la 28 iunie, 30 august și 7 septembrie, trupul țării a fost șopârțit de marile puteri de atunci, ideea de Românie mare rămânând de domeniul trecutului. Și din păcate, și astăzi acest trup rămâne neîntregit în fruntariile lui normale. Apreciez că această carte este o adevărată lecție de specialitate pentru eventualitatea, Doamne ferește, unei alte evacuări a unei porțiuni din teritoriu și sperăm ca niciodată, cum înainte, să nu se mai repete așa ceva. De asemenea, o lecție de specialitate pentru eventualitatea unei evacuări a unor zone în cazul unor calamități naturale sau catastrofe, inundații, cutremure, accidente nucleare și altele. Exemplul cel mai recent îl constituie ce s-a întâmplat în Japonia la 11 martie, când am văzut cu toții cum au procedat japonezii la evacuarea unor mari mase de oameni în alte zone. Lucrarea se constituie, de asemenea, într-o adevărată lecție de istorie pentru cei care au uitat și nu mai vor să învețe și să respecte istoria acestui neam, ca și pentru conducătorii acestui popor, indiferent în ce perioadă conduc aceștia țara, care nu trebuie să uite că niciodată un teritoriu românesc nu se cedează fără luptă. Afirmație pe care o găsi și în lucrarea aceasta. De asemenea, că lașitatea și frica nu au ce căuta în conștiința și atitudinea conducătorilor și în celor care se află în fruntea destinilor poporului român. În economia cărții se prezintă într-o mare proporție un episod tragic din istoria unei arme glorioase, Jandarmeria Română, armă care, de curând, la 3 aprilie, și-a sărbătorit 161 de ani de existență, armă care a renăscut la 5 iulie 1990 și care a evoluat de atunci frumos, ajungând astăzi să se situeze în locul 3, pe locul al treilea în preferințele publicului, după pompieri și biserică. Lucrarea descrie cu lux de amănunte eforturile considerabile ale celor 5 legiuni din fostul Ținut Marea pentru îndeplinirea misiunilor ordonate în scopul evacuării cadrilaterului. Precizez că prin legea administrativă din 1938, din 14 august, Ținutul României fusese împărțit în teritoriul României fusese împărțit în 10 ținuturi, fiecare condus de către un rezident regal. În zona aceasta despre care e vorba în lucrare se afla Ținutul Marea, compus din 5 județe,